casa, chiedono moto grande nuovi ampere. Non è il papà di immediato informatore, ci chiede di farci a casa la femmina di Israele. Pe drumul acesta, toate femeile sunt asamblate din piesele împrumutate de la alte 20 de femei, Ibiciuna, Garsarco din Empat, și picioarele balerine ale Presiscae, și nasul plin de păr al vrăjitoarei, și giorchinele de sân ai zeiței fertilității. Ai mântuia bună, le-ai mântuia pe toate. L-ai mântuia pe toate, l-ai mântuia niciunul. În numirele lor, declarațiile lor, pieile lor, nu sunt plute pe decât bucoloașe de pânză din băiaș. În fața ferestrei mele sunt montate mari rampe pe care sunt ridicate femeile care vor să li se locuiască, înlocuiască fundul. O pereche de sân frumos călătorește într-o lună prin anatomiile a 15 femei. Și dacă ești atent, poți observa cum fiecare își trage pe el echipamentul de om. Își rostuiește ornamentele, își tăie pepene. Se trebește către locul în care fiecare se împerechează cu fiecare. Își ascăduie cerculețul trupului, ghemul de trupuri și coboară înșelului. Și poemul care dă titlul antologiei, lui Dada anul trecut. Ați fost un titlu pentru că sunt la mijloc. 3. Înșelătorie e bine. Înșelătorie e cald, luminos și plăcut. Te poți strecura pe sub frunze, te cațele în arbuști pentru o picătură mai mare de soare. Înghiți păsări și ieturi de vin. Și totul e minunat, pentru înșarpe, înșelătorie. Înșelătorie e ca privat. E lumea întreagă pe tricoul tău de soți, înșelătorie. Poți pătrunde până și în gândul tău. Pe pământ ești binevenit și dacă te scufunzi în mări, sorbi, ole, osforescente, așa pe dintre generațiile tale de urmași. Și totul e măreț și încântător și de nespus pentru înșarpe, înșelătorie. Înșelătorie e înțelegere. Înșelătorie e dragoste și înțelegere e înșelătorie. Fiecare iubește pe fiecare și fiecare caută să ne ghidă pe celălalt, de multe ori în același timp. Astfel încât, atunci când la extremitate chemul de șerp face sex, la cealaltă extremitate, jumătate dintre țestele lor sunt deja dizolvate în sucurile castice ale celor mai puternici. Și tot e pierdor, ubincios și îndreptățit. Pentru așa că înșelătorie. 4 și ultima. Numai tu ești născută pe insula mea, iubita mea, numai mie și ție nu ne suflu nici măcar în tălpi gândul înșelătorie. Vom mai trece prin multe. Vom fi țintă pentru jaf, trădare, măcere. Vom fi zdrobiți și înghiați. Vom fi și celor două furnici care traversează dintr-o viață în altă viață. Vom mai fi scoși la posit prin lanurile de șerpi. Uneori până și nouă mi se vor preschipa fețele în fețele animale. Dar totdeauna, chiar înainte de a fi de cu desăvârșire pierduți, ne vom reaminti aceste ale lor. Când ești bun, zbori, fără să se vadă că zbori. Când ești fără vina, înflorești, fără să se vadă că înflorești. Iar eu voi simți și atunci că tu, iubita mea, ești mâna pe care Dumnezeu mi-o ține pe umăr pentru a mă îmbărbăta. Pentru că pot să fac să-și un microfon la asta.
Dacă nu vreți, o să mergem mai departe. Și o să invit pe mine pe Ernest Wigner, care nu este pentru prima dată la Târgoviște, în festival, în zilele de poezie Cotalin Tihonescu, căruia îi urăm bine ați venit pentru că ați venit repede de drum. Vreau să știu, în primul rând, cum regăsiți la fiecare vizită în Gorbuștea? E a câta ora? A doua. Bună ziua și mă bucur foarte mult să fiu aici, atât de este, am așteptat de Constantin Virgil, de doamna de prieten, am auzit chiar acum pe Daniel Mănuescu, pe care l-am și tradus în mai multe mă bucur să fiu aici și să fiu dată pe voi dumneavoastră. Eu n-am vrut să fac o prezentare înainte să... Sunt oameni sau care nu au văzut de fel trecut. Și atunci am vrut să nu... să-i lasă cu ascultă mai cu cuvintele astea. Pentru că prezentarea cumva vreau să o introduc în întrebări. Una dintre întrebări este că Ernest Wigner este unul dintre inițiatorii unui grup care a devenit legendar în literatura română la începutul anilor 70, Acțiuni Grupe Banan, care în anul în care m-am născut eu, în 1975, a fost interzis. De altfel, acela fiind și anul în care Ernest Wigner a plecat în Germania, pe vremea era Republica Federală. Era primul dintre autorii din grupul respectiv care plecă din România. Și în același timp, văd că după atâția ani, sunteți dintre... Ulterior au plecat toți din România. Dar primul mai târziu, traducerea cu o antologie a scrierilor poeților de limbă germană din România, a fost abia în 1982, când potrivit până la tare. Și este o colecție de poezie republicată de curând într-o variantă dezvoltată acum 2 ani în România. Dar Ernest este cel care a păstrat o legătură, cea mai strânsă legătură cu România și prin sprijinul pe care l-a oferit scriitorilor care Daniel Bănulescu, Constantin Virgil Bănescu, de-a lungul timpului, dar și prin vizitele pe care le faceți. Dar poate evenimente. Poate lucrul e foarte simplu. Eu sunt singurul care traduce mai sistematic, mai mult din literatura română decât colegii mei. Colegii mei, Richard Wagner, Hermann Müller, au devenit scriitori mari cunoscuți cu operele lor și s-a ținut de scrisul lor personal. Și eu am plicat ceva poezie, dar m-am ocupat mai mult de tradus, ceea ce are de-a face cu meseria. Eu sunt director unei instituții literare mari, program, avem cred că 3-4 seri pe săptămână, programe literare. Și deci trebuie să citesc tot timpul cărțile altora. Și te trezești cu capul colonizat cu literatura altă și nu prea se potrivește cu scrisul personal. Și când am devenit director acelei instituții, acum 15 ani, mi-am propus că trebuia să continui scrisul, să nu scriu cărțile mele personale, ci să traduc. Asta se poate face cu cărțile altora în cap, pentru că cartea pe care o traduci e scrisă de un scriitor. E aici, la stânga ta, e deschisă și tu trebuie să o prefaci în limba ta, a mea, germană. Și ăsta e secretul că de ce vin de atâtea ori în țară, pentru că am un prieten între scriitorii români, mă documentez, sunt invitat să particip la colocvii despre traductologie sau despre alte lucruri și care țin de multe elemente de meserie.
legătura asta, pentru că a fost o perioadă în care nu aveați cum să păstrați legătura. Eu eram la sfârșitul comunismului, eram foarte, foarte departe de România. Cred că și uitasem în limba română, dar eu știam într-un timp așa cum știam în germană, limba mea maternă, limba nată. Eram, trăiam în Germania, ocupam de literatură germană, am scris cronică literară, am încercat să scriu textele mele, am făcut tot felul de... Ce se face? Meseria unui scriitor sau publicist. Dar nu m-a ocupat România deloc. Și atunci m-a întrebat o editură dacă știu un scriitor român, am uitat să nu merge un om. Și și eu îl uitasem. Știam de ce un om, din timpul când trăiam în România, dar pe vremea aceea nu avea voie să publice prea mult, era interzis o perioadă lungă din viața lui, din 47 până în 68, n-a publicat o singură carte de poezie a lui, n-a merge, a scris cărțile acelea celebre pentru copii. Așa. M-am documentat, am început să citesc Zenobia, am citit și poemele lui Cerunaum, și la Zenobia a fost tradusă de către un prieten, de-al meu cunoscut, și când a apărut acea traducere, l-am invitat pe Cerunaum la noi, la literatura noastră, pe Berlin, să prezentăm cartea și l-am cunoscut pe Cerunaum în 93, zicem. Și am cunoscut un om, nu m-am așteptat să cunosc un om, foarte, foarte, foarte cultivat, citit, foarte serios, care nu își bătea joc de absolut nimic, toate lucrurile foarte